dependența e o dorință nestăpânită de ceva, am nevoie de un substitut, am nevoie de un element care să umple un gol. Apare nevoia de plăcere pe care individul și-o satisface prin acea dependență, în cazul nostru vorbim despre dependența de substanțe, iar tânărul de astăzi sau adolescentul sau puberul care ajung să consume substanțe de orice tip ar fi ele, fie că vorbim de alcool, fie că vorbim de droguri, sau de alte combinații pe care ei și le procură, ajung să facă asta din lipsa a ceva. Acel ceva, de fapt, e o foame emoțională. E o nevoie acută de a mă conecta cu cineva, de a fi acolo lângă mine un reper cu care eu să pot comunica și să-mi dezvolt un set de abilități.